Revizuirea creșterii economice din trimestrul întâi al anului de la 5,3 la 1,5 e pusă oficial pe seama schimbării modelului de calcul la nivel european. Iată ce au explicat reprezentanții INS pentru știrile TVR. De această dată a fost vorba de o modificare majoră și de aceea i-a stârnit imediat emoție. Este un program european cu adaptări care țin de specificul fiecarei țări. În luna mai, când Institutul Național de Statistică a anunțat creșterea economică revizuită acum, mai mulți economiști s-au arătat surprinși de date. Critici vin și acum. Liderul USR, Cătălin Drulă, a acuzat INS că ar manipula cifrele privind economia, deși admite că estimarea inițială l-a surprins și pe el, ministrul Finanțelor Publice respinge acuzațiile. Ceea ce ne spune INS-ul este mult mai prudent decât ceea ce ne spune Comisia Europeană. Este mult mai prudent decât ceea ce ne spune FMI-ul. Oare toți manipulează datele? Specialiștii își mențin însă îndoielile și spun că astfel de revizuiri majore afectează credibilitatea datelor economice. Industria nu ți-a mers, exporturile nu ți-au mers și cu toate astea avem o performanță economică de natură să ne mențină optimismul. Un optimism prudent manifestă și premierul Nicolae Ciucă. Fără să facă vreo referire la modificările INS, prim-ministrul e de părere că țara noastră nu va intra în recesiune. Instituțiile de evaluare europene situează România și pe trimestrul 3 în primele locuri la creștere economică, într-un context în care există temeri pentru o recesiune economică. Economia românească totuși să se încadreze pe o menținere a unei creșteri. Ministrul Finanțelor e însă și mai precaut. Vedeți recesiune tehnică în România în 2023? Este posibilă, dar la acest moment recesiunea tehnică, am mai spus-o, mulți o privesc ca pe o apocalipsă. Ea aritmetic poate să dea o evoluție și la sfârșit de an să ieși pe creștere economică. Potrivit prognozei de toamnă a Comisiei Europene, creșterea economică a României se va situa în următorii 2 ani la aproximativ 2%.